la emisiunea Știință și Cunoaștere. În societatea modernă a secolului 21, obezitatea a devenit un fenomen global în contrast cu foametea din țările sărace, care devine din ce în ce mai acută. Ambele extreme, determinate de subnutriție, respectiv supranutriție, sunt periculoase și reprezintă o amenințare asupra sănătății. Se discută de ani de zile cauzele obezității, dar foarte puține studii au putut oferi o imagine de ansamblu asupra acestui fenomen. Deși nu se poate nega faptul că dieta incorrectă, supraalimentația și stresul sunt factori esențial majori, obezitatea este doar parțial determinată de aceștia. În anul 2007, un grup de cercetători de la Universitățile Basildon și Turrock din Marea Britanie au format un grup de evaluare a nevoilor strategice comune și au conceput harta integrată sistemică a obezității, pornind de la 146 de studii publicate. Spitalele asociate universităților Basildon și Charock fac parte din structurile semiautonome ale Serviciului Național de Sănătate Britanic. Studiul realizat acolo cu peste 20 de ani în urmă a fost publicat în anul 2007, iar noi îl vom comenta și prezenta în această emisiune. Așadar, în centrul atenției noastre se va afla obezitatea. Dar aceasta este conectată cu patru grupe de sisteme care o influențează, precum Consumul de alimente, psihologia individuală, activitatea fizică și corpul biologic. Acestea, la rândul lor, sunt influențate de mediul de producere a alimentelor, mediul social și activitățile din mediul natural. Detaliile legate de peste 130 de factori generatori ce sunt cuprinși în aceste grupe de sisteme le vom detalia în minutele următoare cu ajutorul invitaților. Domnul profesor Octavian Popescu, membru al Academiei Române, în prezent decan al Facultății de Biologie și Geologie din Cluj, expert în biologie moleculară și celulară și domnul profesor Victor Cristea, președintele Societății Române de Imunologie, care cunoaște excepțional de bine mecanismele fiziologice ale bolilor, cărora le spun bun regăsit la știință și cunoaștere. Bine vă regăsim! Bine vă regăsim și noi! Haideți să intrăm Direct acum, în subiectul dumneavoastră, ați făcut o, o sinteză deosebită a principalelor cauze ale obezității, dar eu aș începe cu ceva ce poate că o să dezbatem, poate că nu o să dezbatem. Fără suferință, fără suferință fizică, nimeni dintre candidații expuși la obezitate nu va putea scăpa de această traumă. Pentru că obezitatea până la urmă este o adevărată traumă. Și suferința fizică se manifestă prin aceea că trebuie să-și limiteze foarte mult consumul de alimente. Înainte de emisiune ne întrebați care este deosebirea între suprapondere și obezitate. Și tot studiile foarte multor societăți de profil, în principal din Statele Unite, arătau că supraponderea se apreciază să fie până la 20% ca exces în greutate dintr-o greutate normală a omului. Tot ceea ce este peste 20% ar fi obezitate. Dar pentru înțelesul telespectatorilor noștri, să spunem că un om are o înălțime medie de 1,70 m, în mod normal, ar trebui să aibă o greutate cuprinsă între 70 și 77 de kilograme. Dacă depășește până la 10 kg, este deja cu suprapondere. Ce este peste, la acest nivel de înălțime, exact. este obezitate. Deci noi trebuie să facem această distinție. Da, 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 exact. Că tocmai de aceea am propus să abordăm subiectul cât mai logic, în, pentru că este un subiect complex și multidisciplinar, și e important să facem diferența dintre obezitate și supraponderabilitate. Există chiar și niște formule de calcul estimativ cu, cu care stimulanța. telespectatorii se pot orienta folosindu-le de pe internet, chiar calcul online, introduci Este Celebrul indice de masă corporală exact, exact. cu care se pot da. calcula toate. Toate aceste uh, valori și, bineînțeles, că de aici încolo este rostul dumneavoastră să ne întrebați și noi să răspundem, pentru că putem vorbi foarte multe ore despre obezitate. Păi, facem acum cât putem în aceste două episoade. O să rezervăm două episoade pentru această prezentare, după care, cu o altă ocazie, o să mai detaliem. Dar mi-a rămas în minte când ați spus un lucru foarte interesant, și anume că cei care vor să scape de obezitate trebuie să sufere uh, sau de supraponderabilitate. Uh, ce fel de, la ce fel de suferință? Suferință emoțională sau. În primul rând este un sentiment de frustrare când te hotărăști că vrei să slăbești De obicei se amână Se amână de astăzi până luni, lunea se spune de luna viitoare Pe urmă când vin din concediu, dar dacă te apuci primele zile sunt foarte grele Pentru că trebuie dintr-o dată să-ți reconsideri regimul alimentar Trebuie să renunți la o serie de alimente care îți produceau o adevărată bucurie trebuie să mergi spre hipocalorii, să consumi mai multă apă și aici vom discuta după aceea despre regimul alimentar, ori lucrurile acestea sunt greu de suportant pentru o anumită categorie de populație care se simte frustrată. Și atunci, în relațiile interumane, încep să devină mai nervoși. Noi credem că fără explicație de explicație există pentru că toți centrii aceștia sunt interconectați între ei, din hipotalamus până în encefal, cu centrul sațietății, care dacă nu este la un moment dat în parametrii normale, atunci a trimite semnale că ai mai dori să mai mănânci, tu te abții și de aici frustrările, enervările, oboseana și suferința. Da, eu tocmai am trecut printr-o experiență de genul acesta în care a trebuit să Mă eliberez de 10 kg în plus pentru că, în urma unei alte probleme la care a trebuit să uh, folosesc medicații, am acumulat multă apă, s-a adunat în corp, plus uh, acea dietă care era specială pentru problema în sine. Și când m-am apucat să trec pe. Uh, dar dar eu, mie nu mi-a fost foame, eu n-am trecut pe un regim fără mâncare, ci cu sucuri. Deci când mi era sete sau uh, o senzație de foame, foloseam suc de morcov sau de țelină sau de uh, fructe sau legume cu fructe împreună și am văzut că merge bine. E foarte greu de comentat. Spuneți lucrul acesta un om obișnuit să mănânce 3-4 hamburger la prânz, să bea două doze de Coca-Cola ce bine este să bei suc de morcov și cu țelină sau suc de roșii și o să te simți mai bine. El cu siguranță că dacă nu pricepe și nu vrea să coopereze, nu o să se simte A, mai bine. Da, da. Se creează o dependență. O dietă e grea. Se creează o dependență și aici obezitatea depinde foarte mult și de vârstă. Obiceiurile alimentare se formează încă după naștere. Există copii care sunt crescuți în ideea să mănânce cât de bine că eu n-am avut, când am fost de vremea lui, atâta ciocolată. Lasă-l măcar el să se bucure. Mm. Și vedeți, umple da, da, știți ce poze interesante am găsit pe internet, copiii arătau ca niște butoiași, așa, atâta erau de. Din păcate, tendința este în ziua de obel. astăzi, ca în țările din Europa sau din Statele Unite, din Nordul Americii și Canada, obezitatea să devină un adevărat fenomen social. Da, este la American, un adevărat fenomen social. E acel Tocmai procent din, de 65% din populație. Mâncarea populația. este ieftină, mâncarea junk da, de, la, da, da, da. de la anumite restaurante este foarte ușor comestibile, dar creează dependență pentru că conține tot felul de aditivi alimentari cu care te obișnuiești mm -hmm. și care sunt foarte buni pentru papilele da. gustative. Păi le, le vom lua așa, pas cu pas, că toate acestea se încadrează în această hartă uimitoare pe care o să o prezint de foarte multe ori în timpul emisiunii și ea este împărțită în 8 sectoare și fiecare acel sector conține o structură de factori care interacționează între ei și cu ceilalți și primul lucru cu care aș dori practic să începem subiectul, să intrăm deja, să-l descriem, să-l prezentăm, este legat de sindromul metabolic. Ce este sindromul metabolic, la ce vârste poate să apară și în ce stadiu al obezității este favorizat sau determinat și dacă are și alte cauze în afara celor expuse pe această hartă. Eu nu vreau să monopolizez uh, discuția, mm -hmm. dar sindromul metabolic se numea sindromul X metabolic. De ce X? Pentru că nu se știa care e cauza lui sau nu avea un autor. Ah. Și de aceea s-a numit sindromul X metabolic. După aceea s-a numit la X că au fost foarte mulți autori care s-au grăbit, nu s-a ajuns la un consens. Deci, ce înseamnă sindromul metabolic? <coughs> o aglomerare de alte sindrome. Sindromul de dislipidemie, de hipertrigliceridemie, deci de grăsimi, diabetul zaharat, o altă boală metabolică este acidurii, hiperuricemia, toate lucrurile acestea fac parte din așa numitul sindrom metabolic. Bolile produse de dereglări, de derapaje ale metabolismului, care pot să meargă spre gută, când este în exces acid uric, spre diabetul zaharat, spre ateroscleroză. Sigur că toate acestea nu merg singure. Sindromul metabolic se asociază ca epifenomene și cu bolile cardiovasculare și cu hipertensiunea de cele mai multe ori sau cu sindromele varicoase și cu tromboflebitele. Dar în principal, sindromul metabolic conține acești factori. Glicemia, hiperuricemia, dislipidemiile. Și pentru a putea evidenția în vreun fel, există niște analize de sânge speciale? sau? Siguranță cu știm, că există. Hemoleocograma? Da, nu prin hemoleocogramă, dar există. Se dozează nivelul de acid uric, ah. se dozează nivelul de glicemie sau mai modern hemoglobina glicată, acolo unde este nevoie. Lipidele totale, lipidograma. Există. A, deci, din toate acestea se face o corelație? Se face și... o corelație și se vede dacă mai sunt și alți factori ad adjuvanți sau agravanți. Deci, metabolismul, sigur, este, fără metabolism nu există viață și deci are două componente, anabolism și catabolism. Acum, anabolism înseamnă sinteză, catabolism înseamnă descompunere în urma căreia rezultă energia de care avem nevoie. În aceste sindrome metabolice sunt afectate diferite căi metabolice care ar trebui să funcționeze normal. În dislipidemii apare o cantitate crescută fie de trigliceride fie de colesterol e, datorită unor disfuncționalități ale acestor căi metabolice, fie în sinteza uh, colesterolului deoarece aproape 85% din colesterol e sinteză proprie. Prin alimente aducem maxim 15-20%. Exact. exact. Restul. La fel, trigliceridele vin mai mult prin alimentație. La nivel, în momentul în care ingerăm grăsimi complexe, atunci acestea, de cele mai multe ori, sunt transformate în trigliceride, care Sigur, ajung în circulație e, și acolo, în mod normal, dacă organismul funcționează normal, ele sunt folosite ca sursă de energie. Trecerea la căi metabolice mai complexe, cum e ciclul acizilor tricaboxilici sau ciclu Krebs, acolo, dar creierul folosește foarte puțin această cale metabolică. Preferă glicoliza, deoarece dă imediat necesarul de ATP în timp ce prin ciclu CREPS durează mai mult. Și atunci și procesele biochimice care au loc la nivelul sistemului nervos au nevoie de energie și de rapiditate. Uh -huh. Da. Da. Aș dori acum ca să mă refer chiar la una din aceste structuri de pe hartă și anume factorii generatori care țin de consumul alimentelor și ceea ce mi s-a părut interesant a fost această împărțire pe subcategorii și anume vârful săgeților arată că influența este în sens crescător sau de favorizare, iar liniile punctate cu un pătrățel la unul din capete arată că influența este sc scăzătoare sau de inhibare. De exemplu, uh, gustul plăcut al ofertei alimentare e invers proporțional cu conținutul în fibre. <laughs> deci, cu cât un aliment are un conținut mai mare de fibre, dar uh, gustul său este mai puțin apetisant, chiar dacă știm că este foarte indicat să avem un conținut ridicat de fibre și nu de carbohidrați. Uh, deci, uh, ceea ce aș vrea acum în continuare aș, ar fi dacă am putea povesti despre acești subfactori pe care îi vedem pe hartă. De varietatea de alimente, consumul de alcool, gust plăcut, numărul de kilo, kilocalorii, greutatea unei porții de mâncare, nu? pentru că contează și cât mâncăm, numărul de mese pe zi. Deci sunt structurați pe hartă. Acum, dacă vă referiți la consumul de alcool, poporul român, în general, obișnuiește înainte de a mânca să beau un păhărel, dar asta nu este specific numai românilor. Să știți că și în alte țări se iau aperitive ca să strânească pofta de mâncare. E limpede că în clipa în care te pornești cu alcoolul, n-ai cum să slăbești. Asta este un candidat sigur spre uh, o, o greutate corporeală mai mare. Alcoolul nu conține în el substanțe care să ducă la slăbire. La... O greutate ideală a corpului. Eu n-am auzit încă de vreun tratament sau de vreo dietă care să conțină și alcool. Evident. Asta cu siguranță că n-am da, auzit. Da. Sunt tot felul de diete și de autori, dar la nicăieri nu apare alcoolul. Da, de aceea el ar trebui. Din capul locului, dacă cineva dorește să slăbească, poate o să sintetizăm toate lucrurile astea în emisiunea asta sau cea viitoare. Alcoolul nu are ce căuta. În discuția da. noastră. Colul etilic, din punct de vedere energetic, este cel mai mare furnizor de energie, dar, din păcate, singura celulă care îl poate cataboliza este celula epatică. Ori, celula epatică are o capacitate redusă. Ficatul, în esență, da. nu poate cataboliza decât câteva zeci de mililitri pe 24 de ore. Ori noi, dacă ingerăm dintr-o dată la o masă 50 de mililitri, de pălincă Deja am de 50 capacitatea A, de... Păi, cred că ajungem la capacitatea maximă pe care o poate metaboliza, cataboliza da, Și cei care Ficatul... fac zilnic treaba aceasta ajung să în cele din urmă să-și uzeze acest organ până când ajunge Și la pe locul 2 la valoare energetică sunt lipidele și după aceea glucidele și pe ultimul loc sunt proteinele la valoare energetică mm -hmm. Domnul academician are perfectă dreptate. Trebuie să vă spun că în legătură cu calitatea alcoolului, bineînțeles că noi ne referim la alcool etilic și părmă la lipide. Cum să vă spun? Depinde și de zestra genetică a fiecăruia dintre noi. Pentru că e vorba de o enzimă care degradează alcoolul, se numește alcool de hidrogenază. Unii oameni au o, o, o cantitate mare din această enzimă și atunci pot bea mult și nu se îmbată. O să întâlniți probabil, dar sigur ați auzit de oameni care pot să bea un litru de țuică și n-au nimic. Oamenii ăștia sunt înzestrați genetic cu o alcool de hidrogenază foarte puternică și foarte bună. Alții care nu au această enzimă sau e foarte scăzută pot să ajungă la fenomene foarte grave. Uite de ei, fac beții patologice, își revin după două, trei zile. Intră de în coma. Intră în coma. De de. Deci sunt tot felul de, de aspecte. Este un teren al uh, alunecos, cel al consumului de alcool. Pentru că eu am văzut bărbați care după 30 de ani în care au consumat cam un litru de țuică pe zi, lucrând în, într-un serviciu de gastroenterologie, n-au avut nimica. Și am văzut femei care pentru că au băut 50 de mililitri de lichior timp de 2-3 ani de zile au ajuns la ciroză, excluzând infecția virală cu virusurile hepatitelor B sau C. Deci aici depinde de echipamentul enzimatic și bineînțeles de zestra genetică. Da, probabil că majoritar sunt cei care nu au această posibilitate de a Nu, echipamentul enzimatic, sigur, care alcool de hidrogenază e principalul principala componentă. Mai sunt și aldehid, dehidrogenaza și așa mai departe: că metabolizarea alcoolului are mai multe etape. Acest da, echipament uh... enzimatic este foarte slab reprezentat. Genele pentru exprimarea, implicate în sinteza acestor enzime, sunt foarte puțin activate la populațiile asiatice. De aceea, în Japonia, de exemplu, alcoolul sakeul da. Băutura lor din orez fermentat are numai maxim 20% alcool. Dar venind în Europa și consumând treptat, crescând cantitatea de alcool, se activează și genele responsabile de sinteza enzimelor. Dar altfel, ei sunt foarte sensibili. Păi da, la la noi nu am 20%, că la noi 60-70%. Nu ajunge la 70%, dar ce să fabrică artizanal are între 50 și 55%. Păi mult, da. E mult, da. dar totuși e mult. E foarte mult. Da, da. Dar să vorbim și despre numărul de kilocalorii, ca să acoperim cât mai mulți din acești factori. Că și asta contează în <gătă> obezitate. Lumea nu știe să se oprească la... Ideal, după Studiul a mai multor cărți, după participarea la mai multe congrese, pot să vă spun că pentru un om adult, ideal este să nu depășească 2200 de kilocalorii pe zi. Sigur că asta depinde, minerii au nevoie de 4000 de da, kilocalorii, dar acum pentru că lucrează exact. în condiții da. deosebite, dar pentru un om obișnuit... Nu trebuie să depășească 2200 de kilocalorii. Or, lucrul ăsta se poate foarte ușor datorită tabelelor care exact, există. Are, și e, Și fiecare e care mâncare are etichetă. Poți să să-ți calculezi un... caloriile pe zi foarte, foarte simplu. Exact. Dar și să vezi. Dar vrea să facă lucrul ăsta, că e în, e în interesul lor. Păi eu de asta vă spun, da, că fără da. suferință nu poți să slăbești. Trebuie să calculezi și să te abții. <laughs> și aici intervine acel fenomen de frustrare și poate că reziști o zi sau două, poate reziste o săptămână. Pericolul este că apar fenomene foarte frecvente de rebound. Slăbești 2-3 kg în 10 zile, dar după aceea nu mai poți rezista ispitei, ceva asemănător cu fumătorii și te apuci să mănânci măcar o zi sau două și până nu te mai poți opri. Și nu numai că pui la loc kilogramele respective, dar pui în plus. Acestea sunt lucruri reale. Așa se întâmplă. De asta vă spuneam că e vorba de, de foarte multă voință și de un control și de rigurozitate. Să ai puterea să te uiți la comesenii tăi, să vezi cum mănâncă torturi, prăjituri, dulciuri și tu să stai cu un ceai neîndulcit și să spui mă simt foarte bine pentru că am venit pentru atmosferă, nu pentru mâncare. Eu dimineața masa mea principală este ceaiul negru, în care pot să adaug o licuriță de miere, nu de zahăr, sau îmi place chiar și așa amar cum e. Simt necesitatea gustului amar, mai ales dimineața, pentru că acest ceai îmi dă multă energie și devin capabil să fac atunci cea mai importantă parte a muncii mele de redactor, pentru că atunci e momentul cel mai bun. După 4-5 ore, deja. Începe să scadă eficiența. Energie nu vă dă, e, Nu, nu, dar, dar... Nu vă simțiți dumneavoastră foarte bine. Mă simt eu foarte bine, Bun. da. Bun, nu e numărul de kilocalorii pe care îl dă o ceașcă sau o cană de, de ceai e nesemnificativ. Ah, da, dar după aceea vine masa de amiaz și acolo... Bine, ceaiul nu activează uh, diferite sisteme ale așa zisei bune dispoziții sau poftă de, de lucru, Asta e altceva. Acum facem și cafeaua. Deci, e, mecanismele sunt asemănătoare. Numai că în cafea e vorba de cofeină, în timp ce în cea e vorba de teină. Important este e, și la cafea și la, la ceai. La ceai e garantat că nu, nu există e, să spunem suro, e, surogate sau extrase concentrate de teină, cum este cafeaua Nes, de exemplu. Când cafeina trece foarte repede în circulație și poate avea efecte neplăcute pentru unele persoane. În timp ce cafeaua preparată la cafetieră sau cea în ibric, preparată în ibric, are o eliminare lentă. Iar ceaiul, la fel, are o eliminare lentă a teinei și de aceea menține o perioadă destul de lungă senzația aceasta de, de bine și de poftă de, de, de lucru și de asta. Iar ceaiul verde și mai și mai mult decât ceaiul negru. Mai mm -hmm. este, de exemplu, că nu a spus de, legat de acea suferință pe care cineva ar avea -o atunci când trebuie să se supună unui regim alimentar. Dar, a, a, nu doar numărul de calorii. Ar putea, de exemplu, să facă un reglaj nu să țină o foame din aceea postul cu apă, ce să mai vorbim, deși uh, se cunoaște beneficiul extraordinar pe care îl are acest post. Uh, greutatea unei porții de mâncare ar putea să o reducă și el în continuare să aibă varietatea de produse care îi plac atât de mult și pe la care nu poate renunța, dar să reducă din cantitate. Au existat și astfel de încercări? da, să mănânci ca și înainte, dar uh, porționat. Da. Mult mai redus. Exact. A dat rezultate la unele persoane care au avut voință, repet. Ah. Pentru că dacă te ridici de la masă cu sentimentul că încă n-ai mâncat destul și centrii tăi din hipotalamus să-ți cer în continuare să suplimentezi mâncarea, atunci n-ai de ales ori te ridici nefericit de la masă, ori încerci să mănânci ca să centrul sațietății să fie uh, satisfăcut. E, e, e o poveste și o, o problemă la care nici măcar filozofii nu pot să răspundă. Uh, ține de voință personală sau de o anumită motivație? Păi, Vorbesc aici motivație. de oamenii care nu au, Doamne ferește, boli, pentru că sunt și boli unde da. se produce un exces de catabolism și atunci este cu totul altceva, acele Slăbiri nejustificate și rapide. Și da. care numai bune nu sunt. Da, exact. exact. Acum, ca să parcurgem, totuși, și această hartă extraordinară, aș dori să ne referim la ceea ce există în spatele consumului alimentar, adică o influență majoră din partea mediului de producție alimentelor, deoarece societatea de consum se bazează pe raporturile între cerere și ofertă, și aici. Intervin factori, și dacă ne uităm pe hartă, acei factori sunt costurile, standardizarea ofertelor, nevoia satisfacerii gusturilor, lupta pentru profit. Și dacă cineva vede într-un magazin o mâncare despre care deja știe că are un, un gust formidabil de atrăgător, e clar că va fi interesat. Deci ne avem și producția, avem și societatea, ceea ce creează sistemul. Ne să intrăm într-un domeniu destul de sensibil. Evident că aici este vorba de lupta economică. Da. A marilor societăți producătoare de alimente, cum să facă să câștige mai mult și mai repede, fără să intereseze foarte tare sănătatea oamenilor. Și doar cum să-i atragă? Cum se i atragă? Este și asta o adevărată școală de marketing. Cum să aranjez pe anumite rafturi. Să știți că există bătălie pentru anumite rafturi. Rafturile care să nu fie cele de jos, pentru că omul nu se apleacă să vadă ce este acolo, și nici la foarte mițe. sus să fie la înălțime potrivită. De aceea se tot schimbă și o să vedeți la un moment dat că dar nu ne mai găsesc pe raftul ăsta în funcție de cum plătesc. Cei da, care vin cu nu produsele putut respective, explică lucra vă cum înțeleg. Da, vă rog, de ce să Uitați vă Uitați-vă pe... cu atenție când intrați <laughs> no. într un hipermarket, prima dată unde sunt în colțul din stânga cum intrați, ce fel de produse sunt? Pentru că omul este tentat să meargă înainte și nu se uită. Acelea da. au o valoare ca și cost mai redusă. Cele care sunt foarte interesante pentru public sunt de obicei expuse în centru, cu etichete mari, la o înălțime pe suficient de bună încât tu să le vezi stând în picioare, pentru că oamenii, mai ales care sunt în vârstă, nu sunt dispuși să se aplece la ultimul raft. Dar știți ce am observat apropo de lucrul ăsta? Că acum înțeleg fenomenul care pe mine mă enerva. Eu intru într-un amint magazin, că e foarte aproape de blog, dar care are o varietate mare de produse. Și sigur că eu aleg cele care au un grad scăzut de aditiv și de adaosuri și de tot felul de substanțe din acestea nocive și care sunt cât mai cu, cu conținut cât mai... Aproape de, uh, o structură naturală, sigur, bazată cel mai mult pe plante uh, și eu cumpăram, dar dacă alții nu mai cumpără din produs, ala, l au mutat de pe raft, nu-l mai găseam. Am crezut că nu l-au adus deloc, dar după ce m-am plimbat mult, mult, mult prin magazin, l-am găsit în altă parte. Într-o altă parte, pentru că ei trebuie să scoată în evidență produsele care se vând cel mai bine și cel mai repede. Da, și cel mai bine Eu se am stat de vorbă întâmplător sunt. și eu le-am aflat lucrurile acestea de la cineva care menegerea un astfel de supermarket. Din când în când, în funcție de cereri și ofertă, ei, ei schimbă locul produselor pe raft. Hm. Dar oricum sunt la înălțimea unde acuitatea vizuală este maximă. De? Da, și, da, am văzut, chiar e calculat involuntar, așa, la deci, 1.65-1.70 pe acolo. Așa. Da, deci, uh, involuntar uh, ochiul, uh, retina noastră reține imaginea uh, și sigur că după aceea se transmite mai departe și tentația crește. Uh, e o adevărată strategie uh, în uh, hipermarketurile astea uh, pentru a avea beneficiu și profitul maxim. Ah, pe mine ei nu mă mai păcălesc. Dar bine, bine. <laughs> pe acolo și... Nu, au... vorbim de omul... Ori... Da, asta da, sunt o excepție, dar omul obișnuit așa face, se duce și este tentat și atras... Cum sunt copiii de culorile vii, așa ești atentat când intri într-un supermarket să vezi ce este. Și unde mai multă lume, acolo te duci și tu. Da, Încercați să vă uitați totdeauna ce este pe cel mai de jos raft. Eu am avut această curiozitate. Și sunt de cele mai multe produse de care n-am auzit niciodată, nici nu le-am folosit, puțin probabil că o să le folosesc, dar totuși taxa de raft acolo este mult mai mică. No. A, deci de aceea. Totul este o problemă A, economică, să știți. Da, da, da. Și obezitatea indusă de aceste hipermarketuri este o realitate. Și o realitate tristă, dar economică. Dar, din păcate, Profite. unele produse bune, un pateu vegetal fără euri fără aditiv, ceea ce e rar, era pus pe raftul cel mai de jos. Orice produs chimic folosit în industria alimentară are un cod care începe cu E. De exemplu, sarea de bucătărie. Anumite da, așa. euri, anumite substanțe. Exact, exact. De exemplu, conservanții sau cei care da, întăresc culoarea. Da, nu. Care potențează gustul. nu De exemplu, un kilogram de mușchi de, de porc, prin tratamentul la care este supus și injectat, practic, cu soluție salină. Ajunge la un kilogram și jumătate. Dar, de fapt, jumătatea cealaltă de kilogram e apă cu sare. Nu mai este carne. E, acest lucru încearcă să fie limitat acum. Să, să, Ca și foarte. Domn, domn profesor știe mult mai bine treaba asta. Nu, mul, bolile care o se datorează, în mare parte, cantității mari de sare pe care le ingerăm. Prin produsele pe care le consumăm. Nu că sărăm noi. Exact. Ci faptul da, că da. Ele, mezelurile data, în principal conțin foarte multe sari. Sărate. Și multă, mulți colegi sau prieteni de-a îmi spun, nu, nu, zice, salam nu iau, că ăsta bagă orice acolo e amestecat. Zice, iau un mușchi file. Dar mușchiul file și pastramă și toate astea conțin foarte multă... Sare, foarte multă sare. În afară, sigur, de conservații obișnuit, ca să-i prelungească perioada de valabilitate, da, da. să nu se altereze. Și pateurile alea pe care scrie o listă întreagă de conservanți și pe care eu nu le-aș cumpăra niciodată. Mă refeream la un singur produs care lumea nu-l preferă pentru că nu are același gust ca și ah, da. ăla care e plin, burdușit de tot felul de. Păi Se adaugă e... foarte mult glutamat. că nu, Ăla da, da, care face gustul. Cu, cu, cu secolul, da. Deci, începutul secolului trecut, de fapt 1908, un profesor japonez de la Universitatea Imperială din Tokyo, e vorba de Kikunae Ikeda, descrie, practic, al cincelea gust pe lângă dulce, amar, sărat și acru, uh, umami. Da. Uh, uh, și glutamatul uh, face treaba uh, uh, Nu acidul glutamic. Acidul glutamic nu are potența glutamatului de sodiu. Da. da monoglutamatului da, de sodiu. Da. Deoarece uh, acidul glutamic are posibilitatea să atașeze doi atomi de sodiu. Dar e monoglutamat. Deci numai o grupare carboxil din cele două ale acidului glutamic uh, intră în reacție și formează sarea, monoglutamatul de, de sodiu, și care, pe lângă asta, tot profesorul Kikuna Ikeda, dar și urmașii săi, au mai descoperit că mai sunt încă do, doi compuși, e vorba de nucleozin monofosfat, inozin monofosfat și guanozin monofosfat. Deci o să vedem și pe ăștia în produsere. Nu, ei sunt puși, dar nu sunt trecuți. Ah, nu sunt trecuți. Nu da. sunt menționați. Da. Și ăștia, de exemplu, inozin monofosfatul, provine din produsele animale, din carne. Dar, în timp ce guanozin monofosfatul timp, din vegetale. Timpul zboară și avem o hartă foarte mare aici în față pe care mi-a propus să o comentăm în două episoade și acum aș vrea să trecem la grupul factorilor fiziologici individuali. Uh, și așa cum se poate vedea pe hart, pe hart avem gradul de semnalizare optimă, cred că nimeni nu ține cont de el aproape toată lumea mănâncă mai mult decât optimul necesar. Avem balanța energetică, gradul de control al apetitului pe care ar trebui să-l avem, dar nu-l avem, metabolismul și altele. Noi le putem cuprinde toate lucrurile pe care le-ați înnumarea dumneavoastră într-un singur cuvânt. Postul. Postul Crăciunului sau postul Paștelui. Oamenii dedicați care într-adevăr au cultura aceasta de a respecta tradițiile, instinctiv știu că în timpul postului trebuie să te abții și să nu mănânci o serie de lucruri. Și asta este vorba, și aici este vorba de suferință. Dar pe care și-o asumă în mod direct și voit. Și atunci, în timpul postului, adevărații credincioși, indiferent că este vorba de creștini sau de arabi, apropo ramadanul, pe o anumită perioadă de timp fac o restricție la proteinele de origine animală, chiar și la ouă, la lapte. Se dă după un timp așa-numita dezlegare la pește, ceea ce presupune că înainte n-aveai voie. Se mănâncă în timpul postului numai tot felul de vegetale, că vorbeați dumneavoastră de de fibre și de... Deci de asta e un asiafic. lucru foarte bun, păcat că e doar de două ori pe an. Dacă ar fi mai des, ar rezolva. Păi nu, cine vrea, poate miercurea și vinerea. Și sunt... Exact. <laughs> și este și instinctiv, oamenii de zeci, de sute de ani, știau că trebuie să țină post. Nu erau ei chiar convinși atunci de ciclu creps sau de dislipidemie. De Dar țineau și se simțeau mult mai bine. Și obezitatea nu era un fenomen. Când vedeai acum 100 de ani un om foarte gras, te uitai la el așa ca la o raritate. Exact. Oamenii nu aveau atunci cultura hipermarketurilor, lucrau mult mai mult muncă fizică. Exact, că și, și asta să a știți, Apropo da. de ceea ce spuneți de drămuirea mâncării, carne se mânca numai duminica. În rest se mânca câte o ciorbă, câte o zeamă lungă de asta cu mămăligă și se întorceau la lucru. Corect, corect. Nu așa carne acum în fiecare zi, 35 de zile auz foarte mulți oameni care spun, domnul, dacă nu mănânc carne, eu nu mă satur. Da, <laughs> da, da. Așa este. Deci aici, indiferent de care dintre religii vorbim și nu ajungem să vorbim de Ayurveda sau de filozofia indiană, unde mănâncă unele triburi numai tuberculi. Și atunci, normal că sunt foarte slabi ci pur și simplu de felul în care concepem să acceptăm aceste posturi sau nu. Pun eu întrebarea dumneavoastră și telespectatorilor. Câți dintre privitorii noștri țin de două ori pe an câte șase săptămâni post? La care se mai adaugă posturile acelea mai mici, de o săptămână sau două? Mai al Sfintei Marii, mai este pietru care e variabil. Câți dintre noi nu mâncăm miercurea sau vinerea? Întrebați tineretul din ziua de astăzi și o să vedeți. Sau ceea ce este mai dureros, dar este un subiect pe care nu vreau să-l ating astăzi, uitați-vă la mulți dintre slujitorii din biserici, cam cum arată. Și spuneți-mi dacă chiar toți sunt manechini. Aici vreau să abordez o problemă puțin cunoscută. De exemplu, în mănăstiri se exagerează cu postul, cel puțin teoretic, în sensul că nici uleiul de floarea soarelui nu este permis în anumite zile, care n-ar trebui să fie interzis, deoarece este vegetal. Până la urmă am aflat de unde vine această, acest obicei, această cutumă, să spunem, de la faptul că pe vremuri, acum sute de ani, Uleiul era transformat în burduf din piele de bivol. Și atunci, sigur că era impurificat. Că oricât ar fi fost curățată acea piele, tot mai treceau proteine animale. Şi, sigur că nu era pur vegetal, dar acum nu mai are justificare. Acum totul este în recipiente fie din sticlă, fie din polimeri. Da, să -o spun pe altfel. Ei, dar ei, tot, în... ei păstrează. Și am avut o discuție matru. la mănăstirea Secu, e, și, nu, a zis, nu, zice, așa avem noi reglementările, ne trebuie să ne ținem de ele. Dar zic, da, sunt anacronice. Adică, aveau o justificare acum 300 de ani, să spune. Dar acum nu mai au justificare să nu consumi ulei de floarea soarelui sau ulei de măsline sau de rapiță sau mai știu eu ce. Da, dar dacă lumea ar ști ce fenomene interesante se produc la nivel celular atunci când se aplică nu doar postul acesta fără proteină animală, ci postul cu apă, după primele 72 de ore, la un post cu apă, apar niște fenomene extraordinare. Adică s-a dat acel premiu Nobel pentru niște lucruri care noi din tradiție. Dar, uh, păi, nu, dar acest lucru este. Eu l-am încercat și am observat efectele. Inaniția. Inaniția prelungește durata de viață. Acest lucru e demonstrat pe senor Abditi elegans, nematodul acela care este un model experimental extraordinar, pe șoareci și pe șobolani, și pe iepuri. Deci, uh, perioadele uh, fără hrană, deci de uh, suferință, practic, deci în care nu au hrană, practic le prelungește uh, durata de viață uh, cu procente foarte importante, mergând, uh, depășind întotdeauna 20%. Deci 20, ajungând chiar la 50% să crească durata de viață la modelul experimental uh, cu inaniție și la cel care este alimentat normal. Da, Sau... Dacă aș avea o sugestie, de exemplu, pentru ca să nu apară acea suferință, eu înainte ca să experimentez postul cu apă, timp de trei zile, fapt care nu l-am făcut niciodată în viața mea. Am folosit un regim pregătitor, în care am consumat multe sucuri, apă și sucuri de legume și fructe, și după ce am observat că mi-am obișnuit, gradat organismul și n-am avut senzație de foame, n-am avut nici frustrare, nici. nu m-am simțit rău, chiar deloc, atunci în mai-iunie, și l-am ținut până în 15 iulie. Și în perioada aceasta, de două ori, deci cam la două săptămâni, am ținut într-un weekend de vineri după masa până duminică seara post cu apă. Eu sunt într totul de acord cu ceea ce discutăm aici și vreau să vin cu două exemple concrete. Sunt absolut de acord că postul și inaniția prelungesc durata de viață și din păcate au fost făcute experiențe nefericite cu grupuri mari populaționale internate în lagăre de concentrare. Dacă n au murit, au ieșit întăriți. Și nu numai că au ieșit întăriți, chiar dacă cântăreau 40-45 de kilograme, cunosc astfel de persoane, au trăit până aproape la 100 de ani. Este o persoană la 107 ani care are și pe Facebook un videoclip arătând-o cum cântă la pian la 107 ani pe celălalt de la Franța a trăit peste 100 de ani. Ionescu Quintus. Și, și, era din lager, deci din și lager. erau din lagăr. Da, și erau din lagăr. Da, Sau am, de exemplu, un coleg, nu o să-i dau numele, de o calitate umană deosebită, care din greșeală a făcut 17 ani de detenție, absolut din greșeală și fără niciun fel de vină, și care la vârsta de 92 de ani este lucit și consultă la o clinică privată. 92 de ani. După ce a făcut 17 ani în care mânca o dată pe zi sau o dată la două zile, da. depinde cum și era ce din da. Da, Și ce mâncare. Și care era mâncarea respectivă. Câte da. calorii. Vedeți, da. dumneavoastră, într-adevăr, inaniția are și acest, acest paradox, acest epifenomen că prelungește durata de viață. Sigur că noi trebuie să luăm lucrurile nu neapărat atliteram, să ne apucăm acum de inaniție, pentru că există și alte exemple, top modelurile care defilează pe scenă sunt de -a dreptul anorexice, adică refuză să mănânce. Și unele dintre ele, din cauza faptului că nu au suficient aport de glucoză la cord sau la inimă, să știți că mor. Da, fac da. Bol de inimă. La 20 de ani da. mor pentru că refuză să se alimenteze. Nici lucrul ăsta da, nu bun. Mă scuzați. Nu numai postul. Deci, nu, cine, nu toată lumea poate să țină post. Dar să aibă un regim hipocaloric... Asta, poate. Asta da. Asta poate. Exact. E, și regimul hipocaloric este la fel. Deci, are același efect benefic asupra și calității vieții până la urmă, dar și prelungirea duratei de viață. Mm -hmm. uh, mai avem o ultimă parte legată de influențele anumitor boli asupra unor aspecte pe care deja le-am discutat. De exemplu, în cazul anumitor probleme putem simți o scădere a poftei de mâncare și dacă am avut recent o intervenție chirurgicală, de asemenea există influențe. Încă mai avem doar câteva minute pentru această primă parte a emisiunii. Aici intrăm într-un domeniu și într-un tărâm care e foarte greu de defrișat în câteva minute. Să știți că primul semn al unor boli grave este lipsa poftei de mâncare, scăderea apetitului, scăderea în greutate, paloarea, anemia. Asta înseamnă de obicei că undeva se întâmplă ceva care fie consumă sângele, fie nu-l mai produce. Da. Ca Și toate un... acestea da. se soldează, n-am spus eu numele, se soldează cu astfel de, de manifestări bolile tiroidiene merg cu hipercatabolism că discutam la începutul emisiunii. Dar mai ales neoplaziile hipertiroidism. hipertiroidism, dar mai ales neoplaziile sau insuficiența renală cronică sau sunt și alte boli nu numai neoplaziile duc la, la scăderea poftei de mâncare și prin urmare la 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 slăbire. Nu ne dorim să discutăm despre lucrurile astea în această emisiune. Mai bine să încercăm să vedem care sunt sau dacă sunt factori genetici, dacă sunt factori mai mult Și ce putem face pentru a preveni sau corecta sigur, problema. Că, da. Când da. se ajunge în situația asta, deja acolo intervine medicul, intervine tratamentul și se, se încearcă salvarea subiectului. Pentru că o slăbire brutală de 8 sau 10 kg și destul de ori am văzut în viață lucrul ăsta, niciodată n-am lăudat persoana. Da, pe nu, trebuie șalonat pe mai multe luni de zile. Deci nu... De exemplu, așa cum sunt unele reclame publicitare pe internet, slăbiți în trei zile. Mâncând dintr-una. Da, mâncând dintr nu, da, da. Nu, dar obezitatea poate să determine și apariția unor fenomene din astea maligne, deci apariția... Uh, da, este uh, și, și drumul invers. Uh, da, mai uh, ales cele uh, așa, uh, tumori care sunt dependente de estrogeni, deoarece țesutul adipos uh, este capabil să producă estrogen și de aceea în cancerul mamar uh, care este dependent și de estrogen și de progesteronă uh, at Sigur, să inhibă sinteza, deci se face un tratament care se administrează lunar, dar și zilnic se administrează ceva care să inhibe producția de estrogen la nivelul ovarelor. Dar, la nivelul cestuia adipos, trebuie să controlăm că, să spunem, noi putem elimina producătorii principali de hormon feminin, dar nu putem elimina cestuia adipos. Și atunci trebuie să inhibăm această producție de estrogeni în da. cazul acestor tumori care sunt dependente. Deci, practic, celula malignă nu poate să trăiască fără progesteron sau fără estrogen. Da, să avem în memorie această idee pentru ca să continuăm în emisiunea viitoare. stimați invitați, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune și ne revedem data viitoare pentru partea a doua. Fiți alături de noi data viitoare la o nouă întâlnire cu emisiunea dumneavoastră preferată Știință și Cunoaștere.